de nașterea Fiului lui Dumnezeu, adică Domnul Iisus Hristos. De aceea dorim să începem această seară înaintea lui Dumnezeu cu smerenie și cu evlavie. Ne rugăm înaintea lui, vă invit să vă ridicați pe picioare. Ne vom pleca capetele și vom chema numele lui Dumnezeu pentru fiecare dintre noi și rugăm pe El să ne binecuvânteze în această seară. Mă voi ruga Domnului ca Domnul să aibă milă de viața fiecăruia dintre noi. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta și facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum iertăm și noi greșiților noștri. Și nu ne duce, Doamne, în ispită, ci ne izbăvește de cel rău, ca Ta este împărăția, ca Ta este puterea și slava în vecii vecilor. Stăm înaintea Ta în această seară cu mulțumire, Tată din ceruri, și stăm în numele Domnului Iisus Hristos și Te rugăm, binecuvântează orice inimă care a pășit pragul casei de rugăciune. Binecuvântează orice suflet care a venit aici cu dorința să se bucure de nașterea Ta. Și Te rog frumos, lasă ca Duhul Tău cel Sfânt să cerceteze fiecare suflet din locul acesta și fie că va fi cercetat prin cântare, fie că va fi cercetat prin cuvânt. Doamne, deschide o carte în această seară și scrie numele fiecăruia în cartea vieții Tale, pentru că dorim să stăm înaintea Ta cu smerenie, dorim să Te căutăm în viacul acesta cu evlavie. Dacă, Doamne, în această seară au intrat suflete în locul acesta cu dorința în inimă de a Te vedea pe Tine, lasă-Te găsit de orice suflet și vindecarea Ta să fie peste orice inimă în această seară, bucuria Ta să fie peste orice inimă și al Tău nume îl înălțăm cu toată adunarea, până în veci de veci. Amin. Se pot reocupa locurile. Cu pași repezi ne apropiem de sărbătoarea aceasta a nașterii Domnului Iisus Hristos în câteva zile, doar că are ne despart de ziua în care ne vom bucura, de altfel pentru creștinii practicanți, nașterea Domnului Iisus Hristos, botezul Domnului Iisus Hristos, învierea Domnului Iisus Hristos, sunt sărbători care nu fac altceva decât să pricinuiască o stare de bucurie, o stare de mulțumire, pentru că ceea ce suntem noi și prin ceea ce credem noi nu reflectează altceva decât starea noastră raportată la divinitate. Aș dori să avem o inimă plină de evlavie în această seară, o inimă plină de bucurie și de mulțumire că putem să fim în casa lui Dumnezeu și pentru lucrul acesta Dumnezeu să fie binecuvântat și slăvit. Vă spun bun venit tuturor acelora care ați găsit cu cale să vă lăsați lucrurile cotidiene de fiecare zi și să fiți în locul acesta. Dumnezeu să vă binecuvânteze. În această seară de colinzi vom sluji înaintea lui Dumnezeu împreună cu frații noștri din biserică, coriștii, cei care vor slăvi numele Domnului, împreună cu corul, vor fi și frații de la Fărcașa, Dumnezeu să-i binecuvânteze, vor fi copiii bisericii care și ei vor cânta pentru slava și gloria lui Dumnezeu, vom cânta colinzi probabil care se cunosc și aș dori ca împreună cu cei care le cunoaște și împreună cu cântăreții, fiecare dintre noi, să le cântăm din toată inima noastră. Pentru că atunci când este sărbătoare, este bucurie și mai mult decât atât, bucuria este reflectată pe fețele fiecăruia dintre noi. Poate sunt între noi, oameni și dumneavoastră care ați venit în locul acesta cu apăsări sufletești, cu boli în trupurile dumneavoastră, cu poveri pe care le purtați și sarcini grele. Dar vreau să vă spun în această seară că pruncul care s-a născut, Domnul Iisus Hristos, despre care Sfântul Evanghelist Luca spunea, astăzi în cetatea lui David, vi s-a născut un Mântuitor care este Hristos Domnul. Iată semnul după care îl veți cunoaște. Veți găsi un prunc înfășat în scutece și culcat într-o iesle. Și spune Scriptura mai departe că și deodată împreună cu îngerul s-a unit o mulțime de oaste cerească, lăudând pe Dumnezeu și zicând, slavă lui Dumnezeu în locurile preanalte și pace pe pământ între oamenii plăcuți Lui. Dumnezeu să așeze pacea Lui peste orice inimă și peste orice suflet. Spune bun venit domnului primar Dumitru Sfârlea, împreună cu soția, împreună cu consilierii din primăria Gilău, Dumnezeu să vă binecuvânteze. Dumnezeu să vă dea o inimă bună și Dumnezeu să vă dea
putere în continuare ca să duceți proiectele pe care le-ați început mai departe. Dumnezeu să vă binecuvânteze pe cei care ați venit și de departe. Dumnezeu să așeze peste dumneavoastră îndurarea Lui. Sunt veniți de la Cluj, doamna învățătoare Siloși, împreună cu doamnele care o însoțesc, toți care sunteți aici în această seară, Dumnezeu să vă binecuvânteze. Frații din Mărești, îi spunem un bun venit fratelui Ionuț Benea, slujitor în Biserica Domnului din Speranța, va avea un cuvânt potrivit pentru sufletele noastre la vremea respectivă. Și ne rugăm mai presus de toate, numele Domnului Iisus Hristos în această seară să fie înălțat și glorificat de orice inimă în vecii vecilor. Amin. Cu toate acestea fiind spuse, aș dori ca corul bisericii să pregătească două cântări pentru slava și gloria lui Dumnezeu, după care și frații de la Fărcașa pregătesc și ei două colinde pentru slava și gloria lui Dumnezeu, copiii, corul din nou două cântări, adolescenții și din nou continuăm cu corul, iar la vremea potrivită fratele Ionuț va vorbi din cuvântul Domnului. Dumnezeu să fie binecuvântat și slăvit în veci. Amin.
iubirea lui și cu har din harul său divin, împodobești viața mea, eu te colind. Sărbător de vis, cu Iisus născut în inima, veșnicia s-o trăiești, eu te colind. Toată slava s-a lăsat, pe pământ s-a întrupat pruncul Iisus. Să fii fericit, mântuit și liber să trăiești, a de an pe Iisus să-L iubești, El te coli. Thank you.
Toată slava, cinstea și puterea.
mi-amintim de bucuria și teama păstorilor și a magilor. Da, în această zi ne-amintim de minunile ce s-au întâmplat în acea noapte sfântă, cu mult timp în urmă, și ne bucurăm știind că ce s-a întâmplat atunci e adevărat și acum, în această zi, chiar în această oră, cântați cu toți, e pace de pământ chiar acum. Oh,
ce El a venit pe pământ. Nu vor fi rob nici lanțurile amare, nici asuprire n-al său nume sfânt. Cântări de aducem slăvitui nume, veșnic să-l cinstim.